plânge, nu plânge că... Nu plânge, mamă. Mână ta și ectă, e doar o mână ruptă, nu vrea la medic să ducă doamne ești. Uite, capul să nici nu e ruptă, dar e orică, e scălitițeva, dacă văd că dești, le îmbră. Dar nu vrea să ducă, dar să o negrește, să negrește mâna asta de tătea ta. Fă să o negrește. Nu vreau la medic să duc. A fost odată cu ciorul rupt și a fost la mie și a fost vreo jumătate de an în spital. Păi s-o prins prin și a zis că nu vreau la spital. Și te-a dat jos să duc. Eu de ce v-am zis că i-am spus că doamne vine să ne sculăm într-o dimineață și să-i găsim. Sunteți, hai să o luăm așa de la început, ca să ne fie la oameni clar. Da. Cine sunteți dumneavoastră, cine sunt ei? Eu sunt maharajită, toată viața, adică eu tot aici trăiesc totul la părinții mei și ei tot la părinții lor trăiesc. Și ei au dat casa, la un nepot de lui, la un frate de care a murit, dar băietul rămas, le-au dat casa. Și nu știu, văd că nu-i prea ajută, vine numai și o cărăște, nu știu ce, cum îi fac treaba lor. Da, Dumnezeu cu dânsul, da. Și eu îmi vine din ea, mă trebuie așa și ducem câte ușii de Dumnezeu, cu câte pot, câte le pot, câte ei. Și sare zică într-o zi lui vinul lui Leana și zic, Leana, de fapt să scriu și eu, știi? Și așa, așa seara, dacă nu putem dori, scriu. Și când văd că îi se răspunde, scrie înapoi. Zic, fai, Leana, că uite, am scris așa, așa. Dar eu zic, fani, ujeli, chiar să mă ajut și pe mine, că acum pe ei și lasă. Zic că, poate mare Dumnezeu și cu Dumnezeu să ajute tăta să fie tăta. Și copiii au? A avut un băiet și a venit la armată și s-a sinucis, s-a spânzurat. De ce s-a sinucis? Nu știu, el ține că oricum să se trate cum vede cu părinții, să nu mai se răcuți, orice, el era rușine, dacă vine, nu? Și s-a sinucis la urmă, ca să nu făcut armată, așa a făcut armată, cum a venit la armată, pe vreo lună, nu uile cât. Asta că, cu câți ani în urmă? De vreo 7 ani, 8 cât. 7 ani în urmă. Da, cam așa. Și ca de atunci, ca s-au distrus și ei, nu știu ce spune așa. Și soțul, cum ar fi, el e invalid? E invalid, dar el și nu vede cu ochi. Nu vede și nu poate merge. El în picioare se ridică. Dar când îți dai să pășa, să ții doar ceva, poate să pășa. Dar dacă nu se ține, chică jos, ca la mețe și nu poate în picioare. Că eu l-am încercat odată cu cărșorul lângă poartă. S-a apucat de și de la poartă, s-a ridicat, am arăut, eu mă scol în picioare. Dar nu pot, mă chic jos. Și de atunci, eu nu știu, nu poate merge, faile mai scoate, mai duc pe drum, mai... Dar zic, nici eu nu pot amară cu mână, nu pot nici eu, ce să fac? Și din ce supraviețuiesc? Au pensii, din pensii? Au pensiile lor, da, și pensiile lor. Dar e paralizul fost, dar nu mă duc. 1000 de lei pensii. Și a zis, un loc, și eu pot eu, câte mă duc la magazin și nică, băi, ca să o luat vreo câteva cartofi și mănânc, au mai din vreo jumătate de ani că nu luau cartofi, așa că mănânc două cartofi, dacă le mănânc. Dacă mănâncă eu dată în zi, eu nu știu, eu și mănâncă asta, vor și nu mănâncă, Sașa vine la dăștă, zice că fata mare, pune față mai și Leana că nu mănâncă nică. Dar cartofii nu, la zahăr, în diabet, nu mă duc și cum, băi, clima e mai mănâncă. El și-i surd, surd, și cu ochii nu vede, toată viața cu sarcă. Și l-o grupă, e grupat, și era pensionat și el e grupat. El are 62 de ani, dar Leana 63, da? Cam așa este. 64. Și el e mai mântea cu oameni, cât, 2. Tare-i greu, tare-i greu și eu, când mi-era jel, inima, uitam și mi-era jel, zicam, să cercăm și noi și numai. Oh, Doamne, mai rău și rău să trăiască. Măcar poate le-a dat Dumnezeu și le-a dat. O luat, o luat și capiși, o luat și picere și mai așteptăm colindători și ei să arăce. De ce să faci? Ce să fac fata, mă? Ce durere. Dacă așa e obicei, nu? Obicei din bătrâni, dar ce să faci? Și sunt îmbrăcat ca să mai dădem noi hăniță, mai dădem, care dacă eu sunt mare, eu să-i dau emelis mari, nu știu ce să fac. Am la Stela Nora, mai dădem ceva hăniță, dădem așa. Dar așa n-am zis așa, ca așa. Am zis într-o zis, eu să-i băiesc la mine în baie, dar Sașa tot m-a rugat, să-i dă cu și bărbatul, eu zic să-l iei, să eu să mă duc să băiesc că un bărbat. Și se va știu la lucru, tamară, nu știu, bă, lasă vii careva, ureca, am zis, din ei să-i zic să vii să-l iei, să-l... Și să facem? Dacă am pornit să fac o leacă de foc. Mare Dumnezeu, poate cu rugămintea lui Dumnezeu, cu ajutorul Domnului, au ajuns la familia asta săracă. Nu am mai avut toată viața ajutor din Nicaiurea, ca nu știu, primăria asta noastră, chiar nu știu, orică, dar nu știu ce, deși chiar nu se dă stăruța măcar pentru un bătrân care sunt mai păcătoși, mai săraci, mai se dă să-i ajutăm, care n-au pe nimeni. Nu se dă stăruța, mai ales, eu mai ales pe asta de la partea lui Șor. Pe Radu Bușilă.
Mai era să, el a să mă audă. La mine, el dacă vrea, îți scălește documentul. Dacă nu vrea, nu știu. N-am putut să alegem un primar de satul nostru, dar noi ne-am pus, dacă eram ușor, că soțul meu lucrează măturător la oraș, în oraș, dar mult cu dânsul. Știți, eu sunt de părere așa că omul cât de rău este, face și bine. Da, da, tare ghiniu mușit în tinerețe. Ei era pe Ledovică, la Știun. Nu, eu am în vedere de, cum mi-a să spus, de primar. Aha, adică, da, da, da. Adică noi oameni întotdeauna ne uităm ce au făcut de rău sau ce ar putea să facă rău, dar au făcut și bine, așa că să ne uităm ce a făcut. Da, face, a ocupărit clubul, văd că face și o leacă de ghinie în viață. Ca să nu intrăm în dilemă. Bun, noi acum să ducem tot aici sub perete, da? Uh-huh. Bunica, mama. Mă audă să aduc așa. Aude, mama. Da. Și Domnul Iisus Hristos să vă binecuvânteze. Zile, Doamne. Doamne, săraci că eu. Și deja o să aveți ce să mâncați. Am înțeles că vecina va mai face mâncare. Dar cum? Iată, eu aici. 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 Da, da. Pe acolo să-i mai dați din grupele astea aici și eu să vă fac și o să vă aduc. Bun. Bună frumoase! Mi-a dat-o aici, mi-a dat-o aici! Eu am uia, parcă mă țin că suntem mai singuri. Dacă îmi scuza pe eu, măi, nu pot crede. Nu pot crede așa în ghijele. Nu știu. Dar omul și săracă în tinerieță, era pe Ledovică, totdeauna premii, prin... Dacă am uia de când cu băieți, și-o s-o distrus. S-o distrus și-o s-o lăsat pe tânjală și gata. Și el așa l-a mușit cu sfarca, și dacă sfarca lui eu cu nervul, eu mă rog să ne conștiinte și nu prevede cu ochii, cu ochii, mă prea nu vede, cu ochii nu mă vede. Mi-au zis de unde și-am cumpărat ochelari, dar ochii, am fost și-am cumpărat ochelari. Și nici vede. Și sunt ani jumate. Și sunt ani jumate de când, așa. Domnul e mare și milostiv. Da, și că astăzi, de sărbătoare, ne-a trimis la dumneavoastră. Chiar bă, da, prozir Dumnezeu, Doamne, că eu chiar uite și el, vieți și el, de faleară, poate măcar pe de sărbătoare, nu-i faci la tine. Și așa, Dumnezeu, m-a auzit și eu de pe nici așa dorință. E mare, Domnule. E mare, tare mare, chiar fără, nu știu. Mai merge la televizor, mai arată cartea cărților asta cu... Soțul ce când vine la lucru, un film, zic nu! Ori prezist ușa pădurii, las că eu prezist, tot noaptea, când pădurii, ori cartea cărților, ori misiunea asta, care casa de milostenie prezească. Nu știu, Dumnezeu este, nu știu, alții poate că nu cunosc, cum nu cunoști, măi, tu dacă nu știi Dumnezeu, tu nu-i trăi, tu nu-i mergi pe fața pe pământului. Și să facem așa, că când putem, suntem buni. Așa-i dat de la Dumnezeu, așa trebuie să tragem. Așa ți-ai scris, Ileana, dar nu ce să facem, asta Dumnezeu ăsta. Nu plânge că... Să arimă mâștea tu. Îmi zici că dacă așa ajunge să mor, dar nu grăie, nu-ți poate, nu-ți poate că să-ți grăiești așa. Că-i grăie doar virgin într-o ceasă, rău și... Doamna Ileana, ca să... Moartea nu este sfârșitul. Moartea este doar o trecere. Dar pe cum? Trece într-o parte, în altă parte. Și Biblia ne spune că... Îngustă este calea care duce la cer. Dacă noi nu ne pocăim și nu ne întoarcem din toată inima la Hristos, majoritatea merg spre iad. Acum ei ar da orice ce, strigă la Dumnezeu zi și noapte, ca Dumnezeu să-i salveze din chinul ăsta, din vecii vecilor. Înțelegeți? Adică, vroindu-ne moartea pe pământ, asta nu înseamnă că noi scăpăm de chinuri. Chinurile de partea aceea sunt mult mai complete și mai grele. Cu mult mai greu. Așa este. Dumneavoastră, în toate durerea, vă culcați și adormiți și măcar pe 2, 3, 4 ori mai uitați. Dar în iadul care eu oamenii... Eu nu pot dormi deloc. Nu puteți așa. Deloc. Ia ca toată noapte. M-am mutat pe lejanc. Poate i-a dormit. Văd lejanc a căldut. Nică. Am prezit tot din partea fraților ăsta care așa că... Cum au zis cu... Era la 29 de ani, el, părinții lui credea în Dumnezeu tare, mama lui, dacă mama lui s-a zis, păi, cutați, nu-i de voi, bărbatul ei. Că nu vroia să ies și băie partea Domnului. Cât s-a rugat, văd că el la 29 de ani a făcut operație. Și el, când vine la dânsul era rușine și închide pe mama să în cameră. Și el se făcea mai departe și treburile ei care cu Dumnezeu ești. Și
când au zis că a făcut operație, au zis că el a ochicat, eu l-a, cum, a ieșit, o văzut că a ieșit suflet, s-a dus și a zis că l-a luat într-o întunerică, căciune, în pământ. Dacă eu prezesc, nu, în pădune, și a zis că acolo, zis că așa de tână, așez numai, mai tine 20 de minute așa zut, ori 40 de ani, că Daniel Pâlcă așez 40 de ani, că așa urâte și așa răcânite, zis că acolo, zis că, nu, zis că Dumnezeu, urcă, a venit unul îmbrăcat alb și am țânțânt, făcă, hâci, și m-a ridicat, când m-a ridicat, m-a dus deasupra și m-a dus o scubărâtă, cum, prin clădire, l-a scubărât jos când l-a dus în iad. Dacă l-a ridicat, s-a ștrept lângă sufletul lui l-a dus. L-a luat, l-a vărât, zic, cum i-a dat, zic, am udut în sufletul lui. Și zic, eu am simțit singur cum a prins vinile a să-ți bate. Și a revenit din morți, a revenit, în, că a fost în iad, da. E strașnic, eu prăjez ca este, Doamne, și interesant. Eu prăjez și noapte este. Monica, mamă, adem afară și o să mulțumim la oamenii ăștia care v-au făcut darul ăsta și să vă vadă că le-am adus la dumneavoastră, ca ei să se bucure. Ba da, prost e, ba de mine. Înțelegi că oamenii care sunt... Da, băie, că eu le-am zis, ba da, prost e. Îmi le-am zis să mă dai sănătate. Să nu putea. Cum îl întâlnim Domnului? Iisus Hristos, atât. Nevoile, toate greutățile, toate necazurile, toate durerile. Și Dumnezeu, în dragostea Lui, vrea astăzi ca să intre în inima și în sufletul dumneavoastră. Doamne. Alipiți-vă inima de Dumnezeu. Îndreptați-vă ochii către cer. Strigați către Dumnezeu, căci Domnul este acela care aude, Dumnezeu este acela care ascultă și Dumnezeu este acela care vine și în dragostea Lui, Dumnezeu este acela care ne iartă și ne ia orice povară de pe inimile noastre. Dumnezeu este acela care vă poate mângâia sufletul și Dumnezeu este acela care vă poate vindeca rana inimii și rana sufletului dumneavoastră. Pentru că rana este deschisă, dar numai Iisus Hristos este Cel care poate pune mâna Lui cea vindecătoare ca să vă lege rănile, ca să vi le vindece, ca să vi le tămăduiască și ca să toarne balzamul Lui cel vindecător peste inima și sufletul dumneavoastră. Vă dați proste, Doamne! Dumnezeu să vă dă sănătate! Doar Tatăl Ceresc vă cunoaște suferința dumneavoastră. El a avut un singur fiu care l-a dat pentru toată omenirea și a murit în locul meu și în locul dumneavoastră. Doar El acum vă înțelege și El poate veni prin Duhul cel Sfânt să vă mângâie, să vă umple inima. Este Domnul. Domnul este Domnul cel care vă poate mângâie. Și Domnul este cel care vă poate întări. Noi trăim pe acest pământ doar 70-80 de ani, dar vine veșnicia și este principal unde ne vom duce. Ne vom duce o veșnicie cu Domnul sau în iad. Dar Domnul a venit pentru fiecare ca să-L primească ca Domn și Mântuitor al vieții lor. Să vină o veșnicie cu Domnul în cer. Domnul a murit pentru fiecare și a luat orice păcat și orice nelegiuire. Și Domnul este acela care vrea să intre astăzi în inima dumneavoastră. Mă dă frunte, Doamne! Domnul să vă întărească! Domnul este cel care... Domnul Iisus Hristos este cel care bate la ușa inimii dumneavoastră astăzi. Domnul vrea să intre în inima dumneavoastră ca Domn, ca Mântuitor, ca Salvator, ca Eliberator. Doamne, deschideți-vă inima! Căci numai Dumnezeu este acela care poate ca să vă dea eliberare în sufletul dumneavoastră și în inima dumneavoastră. Of, Doamne. Toate lucrurile Dumnezeu le cunoaște și pe toate Dumnezeu le știe. Și Domnul este acela care vă poate întări și vă poate ajuta.
Astăzi vrem să vă întrebăm, doriți să-L primiți pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în inima și în sufletul dumneavoastră? Doriți ca Iisus Hristos să devină Domn în inima dumneavoastră? Salvator, Mântuitor, care să vă ierte toate păcatele și care să vă dea astăzi un nou început cu Dumnezeu? Dacă doriți, atunci vom face o rugăciune împreună cu dumneavoastră. Ca Iisus Hristos, nu ținem igoară. Poftim. Ca Iisus Hristos să intre în inima dumneavoastră și să-și ocupe locul lui de cinste ca Domn și Salvator. Tot n-am prin candela azi. Asta mare greșeală. Iisus Hristos este viu. Este viu. Noi ne facem dintr-o bucată, Biblia spune așa, că dintr-o bucată de lemn îți faci un tip, dar nu are ochi și nu te vede, nu are urechi și nu te aude. Este, avem un Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, care cunoaște câte fire de păr avem și câte au căzut. El cunoaște gândul inimii noastre, pe toate le cunoaște. Avem un Dumnezeu viu și adevărat. Hai să facem o rugăciune. Închideți ochii și repetați. Tată din ceruri. Tată din ceruri. Repetăm rugăciunea. Tată din ceruri. Tată din ceruri. În numele lui Iisus. Sfințească numele Tău. În numele lui Iisus. Pe pământ, până în astea toate zile. În noastră și iartă-ne o grășare noastră pe cum și noi trăim grășițele noastre. Și nu ne duci pe spită, ci izbăvește-ne în cel viclear. Căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Asta o știu de când eram mitea. Slava Domnului! E foarte important ca să vă rugați rugăciunea aceasta. E foarte important. Dar dacă nu sunteți împotrivă, ca să faceți o rugăciune împreună cu noi și să repetați cuvintele care noi o să vi le spunem în această rugăciune. Ca Iisus să se nască în inimile noastre, să începeți de astăzi o viață nouă cu Hristos. Tată din ceruri. Tată din ceruri. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Doamne, vin în prezența Ta. Doamne, vin în prezența Ta. Îți mulțumesc pentru singurul Tău Fiu. Îți mulțumesc pentru singurul Tău Fiu. Iisus Hristos. Iisus Hristos. Care a venit pe acest pământ. Care a venit pe acest pământ. Și a murit în locul meu. Și a murit în locul meu. Pentru păcatul meu. Pentru păcatul meu. Doamne Iisuse. Doamne Iisuse. Recunosc. Recunosc. Că am păcătuit. Că am păcătuit. Sunt păcătoasă, Doamne. Sunt păcătoasă, Doamne. Iartă-mă, Doamne. Iartă-mă, Doamne. Pentru orice nelegiuire. Pentru orice nelegiuire. Iartă-mă, Doamne. Iartă-mă, Doamne. Și spală-mă, Doamne, sângele Fiului Tău. Spală-mi, Doamne, sângele Tău. Doamne Iisuse. Doamne Iisuse. Te primesc astăzi. Te primesc astăzi. Ca Domn și Mântuitor. Ca Domn și Mântuitor. Al vieții mele. Al vieții mele. Doamne, te rog. Doamne, te rog. Învață-mă să mă rog. Învață-mă să mă rog. Ajută-mă, Doamne. Ajută-mă, Doamne. Prin Duhul Tău cel Sfânt. Prin Duhul Tău cel Sfânt. Să mărg pe cărarea îngustă. Să mărg pe cărarea îngustă. Și atunci, Iisuse. Și atunci, Iisuse. Când vei veni după biserica Ta. Când vei veni după biserica Ta. Să fiu și eu. Să fiu și eu. Cu Tine veșnicie. Cu Tine veșnicie. A Ta este gloria. Cinste și onoare. Cinste și onoare. Îți mulțumesc, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne. Că astăzi m-ai făcut fiica Ta. Că astăzi m-ai făcut fiica Ta. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. A Ta este gloria. A Ta este gloria. Cinste și onoare. Cinste și onoare. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. Vreau să vă dau îmbrățișare și Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă întărească și Domnul este cel care să vă călăuzească pe cărămâni. Domnul vă iubește. Să știți că orice lacrimă care curge din ochii dumneavoastră, Dumnezeu este cel care o strânge în burduful Lui și Dumnezeu este cel care vă iubește și vă mângâie sufletul și Domnul este cel care a intrat astăzi ca Domn și ca Mântuitor. Vada frunze, Doamne! Și Dumnezeu vă iubește cu o dragoste veșnică. Sunteți iubiți de Dumnezeu cu o dragoste veșnică. Și să știți că Iisus Hristos este întotdeauna alături. Este întotdeauna alături. Vada frunze, Doamne! Domnul să vă întărească și Domnul să vă ajute. Îndreptați-vă inima și glasul către Dumnezeu. Strigați din toată inima către El, pentru că și numai Dumnezeu este Cel care vă dă izbăvirea. În numele Lui Iisus să vină izbăvirea peste casa și familia și
sufletele dumneavoastră. Vă dar proste, Doamne! Noi vă lăsăm în brațul Domnului și Dumnezeu să vă ajute în toate. Vă lăsăm în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să vă întărească. Vă lăsăm în brațul Domnului. Vă dar proste, Doamne! Haideți să... Cum îl cheamă pe... Alexandru. Alexandru, Iisus Hristos, astăzi să pășești. Și aș vrea să te scoli, să te cobori de pe cuptor, să facem câțiva paști. Ești în pantaloni? Da. Hai, scoboară-te în numele Domnului. Gloria, 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 g
Când ultima dată ai mers? Cum te-am întâlnit? Când ultima dată așa ai mers? Când ultima dată ai mers așa? Când ai mers așa? Aleluia. 6 ani jumătate în urmă. 6 ani jumătate în urmă. 6 ani jumătate în urmă. Tu ai simțit puterea lui Dumnezeu acum? Am simțit. Slavă Domnului. Fără ajutor. Așa. Așa, 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 așa. Acum te scoli ca să poți să biruiești frica. Așa, așa, o, așa. Și fără ajutor te ții. E ca așa, așa, așa. Și faci peșeșorul pașii ca să poți să ții echilibru, să ai încredere că Domnul acum lucrează. Hai, un pas, un micuț, dar fă-l, singur el. Fără ajutor. Hai. Așa. 1. Poți, ba da. Așa. O. 1. O. Ai făcut deja. Bravo. Bravo. Încă 1. Încă 1. Așa. O. Așa. În numele Domnului. În numele Domnului. Așa. Ai văzut că până acum nu puteai nici unul să faci. Acum deja poți să faci unul. Bravo. Sașa, Domnul cu tine. Alexandra, nu-ți vine a crede? Căci Dumnezeu este cel care poate să-ți dea puterea și vindicarea. Așa. În fiecare zi să faci exerciții. În fiecare zi. Să-i mulțumești lui Dumnezeu, să te scoli cu rugăciune și mulțumire. Și să începi să mergi. M-ai înțeles? Înțeles. Așa. Așa. Uite că piciorul deja cu mult mai bine. Nici nu se încordează cum se încorda înainte. Vezi? Observi asta? Da? Așa. Încă o încercare, îți găsa la și gloria. Ha! Bravo! Așa. 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 Tu ești bărbat și ai spus. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. În boală pleacă de la Iisus. Așa. 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 O. Bravo. 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 Aleluia, aleluia, Iisus isceleaie, Iisus asalbajare, Iisus asalbajare. Amin. Ai biruit frica, ai biruit frica. Așa se face în fiecare zi, Iisus va fi cu tine. Te lăs în brațul Domnului și Dumnezeu să se atingă de tine și să-ți dea vindecarea la tine. Cu Domnul! Mulțumim, Tată din ceruri, pentru că am avut posibilitatea în anul 2021 să aducem bucurie și fericire acestor copilași. Spun prieteni, nu avem cuvinte pe buzile noastre îndeajuns ca să vă aducem mulțumire vouă, familiei voastre, pentru că ați fost alături de acești copilași pe parcursul anul acesta. Cu lacrimi mulțumim lui Dumnezeu și îl rugăm ca să vă răsplătească, să vă binecuvânteze și să vă ocrotească familiile voastre. Toate aceste zâmbete pe buzele lor, toate aceste zâmbete pe fețele lor, a fost datorită vouă. Noi ne-am trudit pentru că voi ne-ați motivat. Noi ne-am trudit pentru că voi ne-ați pus în mână acele 5 pâini și 2 pești. Datorită vouă am avut cu ce să mergem și am avut posibilitatea ca să împărțim aceste bucurii. Nimeni nu vă cunoaște și nimeni nu vă știe, dar cerul a scris totul în cartea de amintire a lui Dumnezeu. Și noi suntem siguri că ești Dumnezeu
vă va răsplăti și vă va binecuvânta. Noi ne rugăm în continuu pentru voi și pentru familiile voastre. Ori de câte ori veți privi aceste filmulețe și veți vedea zâmbetele lor, să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru că voi faceți parte din istoria Republicii Moldova. Doamne, binecuvântează țara noastră și binecuvântează pe toți frații și prietenii noștri, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Scump prieteni, nu uitați să vă abonați la canalul nostru Casa de Milostenie Chișinău. Vă mulțumim de susținere și suport. Chișinău, Casa de Milostenie Moldova. Peste 19.000 de cadouri repartizate în 9 ani de activitate. Următorul clip va fi despre... Și cum este să trăiești 30 de ani fără lumină? Tare greu. Tare, tare greu. Eu nu știu, am... Și în astea de 30 de ani sunt... Mulțumesc din suflet.